O să-ți arăt câte un exemplu, adică efectiv o rețetă, câte un exemplu pentru fiecare în parte, înainte și după. Bună tuturor, pentru cei care sunt noi aici, numele meu este Alex Ploscar și astăzi e genul ăla de videoclip în care stau jos și discutăm pe seama unui subiect. Încă din primele zile de sală am fost foarte atent să văd oare ce e bine să mănânci înainte de antrenament, ce e bine să mănânci după antrenament, în special după antrenament. Deci toți din sală ziceau că trebuie neapărat să consumi un shake proteic, altfel te-ai antrenat degeaba. Sau lucruri de genul că trebuie să ai o masă foarte ridicată proteică înainte pentru că o să folosească acea proteină în timpul antrenamentului și o să crești mult mai repede. Numai prostii. Mai exact astăzi o să-ți arăt părerea mea despre cum ar trebui să arate o masă dinainte de antrenament, masa din timpul antrenamentului și masa de după antrenament. Știu că părerile sunt foarte împărțite pe subiectul ăsta. Eu personal am să-ți spun ceea ce consider eu, ce am aplicat eu, ceea ce mi-a adus rezultate și simt că mi-aduce. Dacă ți se pare ok, stai în continuare pe videoclip și vezi părerea mea. Că nu deschid la videoclip și vezi alte 1000 și una de păreri, toate în contrariu. Cum, după cum ți-am zis, o să vezi masa dinainte, din timpul și după. Mai exact, la cât timp trebuie să o consumi, din ce este compusă, alternative și plus, foarte important, o să-ți arăt câte un exemplu, adică efectiv o rețetă, câte un exemplu pentru fiecare în parte, înainte și după. Tu tot ce ai de făcut, în semn de recunoștință, pentru micuțul efort pe care îl depun, glumesc, tu tot ce ai de făcut este să apeși butonul ăla de subscribe, ca să faci parte din familia AXP care crește aici foarte, foarte repede, deja am ajuns la 1500 de persoane. Mai apoi să apeși și butonul ăla de clopoțelul ăla micuț ca să primești notificări de fiecare dată când pun un nou videoclip și să apeși și butonul ăla de like pentru că ajută foarte mult videoclipul, este văzut de către algoritmul YouTube și o să arate la mult, mult mai multe persoane super ca și tine. Ca tine. De multe ori fac greșeala asta gramaticală. Nu știu de ce. Deci, prima masă este masa dinainte de antrenament. Majoritatea văd masa dinainte de antrenament, ceva genul. Trebuie să fie foarte mare, să consume cantități enorme de carbohidrați, nu știu, 100-120 de grame de carbohidrați, pentru că ei presupun că acei carbohidrați o să-i ajute foarte mult în timpul antrenamentului. Și da, carbohidrații te ajută în timpul antrenamentului, dar nu trebuie să consumi atât de mult. Ideea e că tu înainte de antrenament nu trebuie să consumi o masă atât de mare încât corpul tău să fie foarte ocupat, tot majoritatea fluxului sanguin să fie ocupat cu digestia. Ideea e că tu trebuie să ai flux sanguin pentru pompare, pentru toate astea și în musculatură. Masă perfectă înainte de antrenament aș vedea undeva o masă de mărime moderată. Bine, acum nu mănânci doar un snack înainte de antrenament. Dar înainte cu 60-90 de minute de antrenament consider că este cel mai ok. Să consum proteină, nu știu, dacă ești bărbat undeva la 30-35 de grame, femeie 20 de grame de proteină, la carbohidrați, nu știu, un 40-50 de grame bărbați, 30-40. Bine, acum sunt lucruri aproximate, deci nu trebuie acum să stai cu cântarul și dacă cumva mănânci, nu știu, fasole roșii înainte, să iei boabă cu boabă până ajungi la 40, că așa o zis Alex Ploscar că trebuie 40. Nu. Ideea e că tu trebuie să fii acolo, aproximativ, și poți să consumi și grăsimi sănătoase, desigur, fie din avocado, din nuci, din toate astea, dar aici este un lucru foarte important. Ideea e că mulți sunt foarte, foarte speriați să amestece carbohidrații cu grăsimile și nu este nimic greșit în faptul de a le combina. Bine, acum nu înseamnă că o să începi să consumi 150 de grame de carbohidrați cu 80 de grame de grăsimi. Ideea e că tu trebuie să ai acolo un raport ok și îți garantez că 100% nu o să pui grăsime, cum toată lumea zice, carbohidrați plus grăsimi o să te îngrași. Atâta timp cât ești pe un deficit caloric de 500 de calorii, îți garantez că 100% nu o să te afecteze cu absolut nimic. Ideea e că nu trebuie să-ți pierzi timpul cu detalii într-un fel nesemnificative sau care au un impact atât de mic. Tu trebuie să te accentuezi pe lucrurile de bază, pentru că nu suntem sportiv de performanță, nu concurăm, nu suntem pe scenă. Ideea e că tu trebuie să obții un fizic în care să te simți bine. În niciun caz nu trebuie acum să faci totul ca la carte. Sau altceva, să te pierzi în detalii, să fii atent să nu combini prea mulți carbohidrați cu grăsimi și tu de fapt să nu fii nici măcar pe deficit caloric în timpul slăbirii. Nu e ok.
Deci asta este masa dinainte de antrenament. După cum ți-am zis, nu trebuie să fie foarte copioasă. Avem aici cam 200-300 de grame de fasole roșie. Deci asta ar fi sursa principală de carbohidrați și într-un fel și proteină, care are proteină ridicată. Avem piept de pui, deci este o sursă de proteină pură, nu prea are grăsimi. Iar drept grăsime avem aici avocado, care este o sursă foarte, foarte bună de grăsimi. Ok, acum a doua masă, asta este masa din timpul antrenamentului și hai să zic de ce nu poți să o numești chiar masă. În timpul antrenamentului, multe persoane nu vor să consume absolut nimic și zic, în timpul antrenamentului ai nevoie doar de apă. Sunt de acord cu chestia asta pentru că, din nou, trebuie să avem cât mai puțin activitate drept digestie pentru ca să ne putem concentra cât mai mult pe contracțiile musculare, pe toate lucrurile astea. Ideea e că eu ce îți recomand să consumi pe în timpul antrenamentului, spre sfârșitul antrenamentului, 1. Supliment aminoacizi esențiali, mai apoi maltodextrina, este un carbohidrat care ridică indicele glicemic foarte rapid, atât aminoacizii esențiali care sunt descompuși, din câte știi corp, odată ce ajunge odată ce ajunge în stomac, este, mai apoi trece prin digestie, se transformă, se descompune în aminoacizi și aminoacizii sunt blocul musculaturii. De că tu dacă iei acei aminoacizi esențiali, o să-ți intre direct în mușchi. Și asta o să te ajute să te recuperezi mult mai repede și cu cât te recuperezi mai repede, cu atâta crești mai repede masă musculară. Și mai apoi din nou trecem la maltodextrină. La maltodextrină este foarte bună pentru că te ajută, îți ridică indicele glicemic foarte rapid și încarcă rezervele de glicogen și te ajută să te recuperezi mult, mult mai repede. Acum, pentru ceea ce trebuie să consumi în timpul antrenamentului, după cum ți-am zis și înainte, mulți nu vor să consume nimic în timpul antrenamentului pentru că încurcă cu digestia și cu toate astea, dar ce trebuie să folosești? Deci folosesc aminoacizi esențiali pe sfârșitul antrenamentului. Aceștia sunt de la Dubai Days Nutrition, îmi plac foarte mult, mai ales că îs cu gust de ananas, mai ales în zilele în care nu mănânc dulciuri, sau mai ales când sunt pe deficit caloric, mă ajută foarte mult pentru că scap de pofta aia de dulce. Pur și simplu iei două scoopuri, le pui, pui și gheață, pui apă minerală și este efectiv ca un suc. Deci, după cum ți-am zis și înainte, aminoacizii intră direct în mușchi și îl ajută să recupereze mult mai repede. Și altceva, ceea ce consum, este, nu l-am la mine pentru că mi-am dat din nou comandă și am nevoie de el, maltodextrina, o să apar undeva un sticker cu el pe aici. Este foarte, foarte bun pentru că, pur și simplu, cum ți-am zis din nou și înainte, este carbohidrat care este asimilat foarte rapid, ridică indicele glicemic foarte rapid și ajută la recuperare, respectiv creșterea masei musculare mult, mult mai repede. Mai apoi, după ce ai terminat antrenamentul, poți să stai liniștit, să ajungi acasă și să ții masa. Nu trebuie neapărat să fugi și să bei un shake pe cât se poate de repede sau cum ai terminat ultima repetare, trebuie să bei shake-ul sau dacă ți-ai uitat shake-ul acasă, trebuie să plângi pe drumul spre casă că ai făcut antrenamentul degeaba în niciun. Bine, am vorbit un pic cam rapid pentru că probabil îmi vezi frustrarea legată de subiectul ăsta pentru că și eu la început eram disperat după shake-ul ăla de după antrenament. Ok, deci după antrenament tot la fel e bine să consumi, nu știu, eu merg undeva pe carbohidrați, proteine chiar pe raport de 1 la 1. Ceva rapid poți să consumi, oricum o să apară imediat și ceea ce îți ofer eu ca idee. Poți să consumi, nu știu, un shake de proteină cu două banane sau poți să consumi ovăz cu shake proteic sau poți să consumi carne de vită, carne de pui cu orez, cu ceva sursă de carbohidrat. Și acum, da, zic că nu trebuie să faci, să îi oferi prea multă atenție la chestia asta cu fereastra anabolică, pentru că nu prea are relevanță, dar fereastra asta anabolică este foarte importantă, adică e foarte important să oferi corpului nutrienți pe cât de repede poți dacă cumva te antrenezi fasted, mai exact fasted pe stomacul gol. Anumite persoane din anumite motive, nu știu, poate mergi foarte de dimineață sau poate te antrenezi de dimineață și ești pe post intermitent și te antrenezi pe stomacul gol. Atunci părerea mea e că după ce termine antrenamentul neapărat trebuie să consumi o proteină bună, trebuie să consumi carbohidrați pentru că n-ai avut parte de masa dinainte de antrenament și nici de suplimentele din timpul antrenamentului. Și asta e masa de după antrenament, arată mai multă gustare. Am pus undeva la 50 de grame de fulgi de ovăz, 150 de ml de lapte 1.5 și o cupă proteică.
din nou, nu este o masă foarte mare pentru că oricum avem masa de dinainte de antrenament, avem suplimentele pe care le-am luat în timpul antrenamentului, deci masa asta nu este foarte, foarte importantă. Dar oricum avem proteina, avem carbohidrații de care avem nevoie pentru recuperare, deci este foarte ușor de mâncat, e masa perfectă. Acesta a fost și videoclipul de astăzi, cred că este unul destul de scurt, o să văd când editez, dar nu cred că e mai mult de 5 minute. Ideea e că ți-am răspuns pe cât mai scurt și cât mai la subiect la întrebările astea. Asta fac eu, asta simt că mi-oferă cele mai bune rezultate. Și sunt foarte curios, care crezi că e mai, cea mai importantă dintre mesele astea? Lasă un comentariu jos și chiar vreau să citesc să văd. Și dacă ai putea scrie și de ce îți pare cea mai importantă, ar fi mai super. Acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă cumva vrei să vezi ce mănânc în timpul definirii mea, exact când vreau să slăbesc, să ard doar din grăsime, să mă definesc, am postat micul meu dejun, pe care îl consum chiar în fiecare dimineață când sunt pe slăbire. Am lăsat link undeva pe aici sau pe aici, nu știu unde o să apară, în stânga sau în dreapta. De asemenea am și antrenamentul pe care îl folosesc eu în fiecare dimineață pe stomacul gol în timpul slăbirii. Este un antrenament de intensitate scăzută, o să vezi, este ceva mult mai interesant. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi, ne vedem data viitoare!